Bună seara și bine v-am regăsit! O să încerc un nou format pentru etalari, astfel încât etalările pentru ziua următoare vor fi publicate întotdeauna seara. Voi începe prin a spune că vor fi trei variante și am să leg acum câteva obiecte. Bun. Bun, deci varianta numărul 1 va fi acest lemn de Palo Santo, varianta numărul 2 aceste notițe și varianta numărul 3 această brichetă. O să vă rog să alegeți un obiect și eu voi începe cu varianta numărul 1 cu Palo Santo. Ok. Ținem pachetul invers. Bun. În legătură cu această situație, este momentul ca pentru dumneavoastră în această zi să se schimbe ceva. Practic, o parte din voi deja au fost separați de persoana iubită, de o persoană exterioară relației, care, e clar, nu v-a vrut binele. Această persoană care vă este inamică are anumite tendințe cam bolnave. Poate fi o persoană care are obsesie să vă despartă, pur și simplu. Puteți avea de asemenea, puteți să fi avut deja probleme cu această persoană și prin instituții, nu este exclus chiar deloc. Dar e clar că pentru a păstra pacea, dacă nu s-a produs deja o despărțire, ei bine, acum se va produce. Pentru cei pentru care despărțirea s-a produs deja, pot să zic că va exista un semn, un mesaj din partea acestei persoane cu mult noroc de a vă împăca. Bine, probabil nu va fi atât de direct în momentul în care vă trimite acest mesaj, dar va fi un mesaj trimis mai mult din impuls, mai mult din cauza că nu mai poate și veți clarifica foarte multe lucruri și cu pași încerți, dar sigur mergeți pe un drum mai lin. Pentru cei care sunt împreună, este posibil să aveți anumite discuții cu partenerul vostru, dar anume din cauza unei persoane ce nu vă vrea binele și care vă vrea despărțiți. Deci discuțiile pe care voi le aveți, nu le aveți că n-aveți ce face sau există într-adevăr o problemă între voi. Pur și simplu este inserat artificial această problemă între voi și este pusă anume să vă separați. Deci aveți grijă, încercați să nu reacționați mai mult decât este cazul, pentru că aici poate fi vorba chiar și de o despărțire. O puteți evita, dar aveți mare grijă la această ceartă. Bun. Varianta numărul 2, cu aceste notițe. Okay.
Bun, aici este nevoie ca cineva să ia o decizie, cel mai probabil dumneavoastră. Văd că aici, în această situație, cineva tot construiește, cineva tot caută să facă să fie bine, depune foarte mult efort, iar cealaltă persoană pur și simplu stă și se gândește și stă și se gândește. Oare e bine? Oare nu e bine? Oare ar trebui să fac un pas? Oare nu? Dumneavoastră sunteți reprezentați ca regina de cupe, o ființă foarte intuitivă, dar totodată și care pune mult suflet, care ține foarte mult la această persoană. Această persoană nu este indiferentă față de voi, în sensul că are și această persoană sentimente față de voi, însă este mult mai practică. Este o persoană mult mai concentrată pe realitate, pe aspecte practice ale vieții, ale relației. Și voi pur și simplu continuați să puneți efort, iar această persoană tot se gândește dacă este bine și sau dacă nu. Este posibil să vă așteptați la să primiți o sumă de bani, să așteptați o sumă de bani să o primiți. De primit o veți primi, va veni o persoană în casa voastră ce vă va anunța de acest noroc, de această sumă. Nu mai aveți grijă pe cine primiți în casa voastră, pentru că această persoană este foarte, foarte nu neapărat această persoană, dar este o persoană în jurul vostru foarte apropiată de voi, care are intenția să vă ia banii aceia pe care voi îi așteptați atât de mult. Mare grijă. În legătură cu persoana asta, nu vă văd să luați neapărat acum o decizie de despărțire, însă până la urmă o să puneți punct, pentru că deși avem acolo povestea care nu se mai termină niciodată, aici avem TikTok. TikTok se referă la faptul că timpul se scurge și nu o să mai puteți îndura la nesfârșit anumite lucruri, pentru că și această persoană are tendința să fie rece față de voi, are tendința să fie un pic prea practică, iar voi ați suferit foarte mult și sunteți firi un pic mai anxioase. Aveți nevoie de validare constantă din partea partenerului, pe care, din păcate, nu o primiți. Uneori acest partener vă face să vă gândiți dacă nu cumva are pe altcineva. Aici nu e pentru toate persoanele la fel, adică nici n-aș putea să spun da, nici n-aș putea să spun nu. Pentru că există anumite persoane de la această etalare pentru care într-adevăr se întâmplă acest lucru, dar pentru altele nu. E un pic 50-50 aici, nu pot să zic chiar din această etalare dacă într-adevăr vă înșală sau nu. Bun. Varianta 3. Cu bricheta. Aici am nevoie mai multe cărți ca să mă pun. Bun, aici e minunat. Bun, voi vă văd într-o situație de separare. Bine, pentru unii s-ar putea să fie cu persoană iubită, pentru alții persoană dragă, oricum. O persoană foarte dragă din viața dumneavoastră, nu e pentru toată lumea vorba de iubit sau iubită, dar în majoritate cam despre iubit și iubit ar fi vorba. Ideea este că voi vă simțiți părăsiți și tot așteptați de mai multă vreme această persoană. Această persoană vă este un suflet pereche. Voi puteți atrageți această persoană în viața voastră, imaginându-vă. Practic, folosiți vizualizarea și legea atracției și trebuie să încercați să trăiți în prezent, să vă bucurați de fiecare moment. Această persoană va veni destul de curând către voi, voi doar trebuie să folosiți legea atracției. Este posibil ca dacă, deci pentru cei ce deja au început să folosească legea atracției și deja au
început să lucreze cu acest lucru, este posibil ca într-adevăr în această zi să primiți un mesaj de la persoana iubită și să vă facă foarte fericită. Dar voi continuați să vă imaginați cum această persoană vă contactează, pentru că foarte multe lucruri pornesc în primul rând de la imaginație. Această persoană vrea să vină către voi cu explicarea, să vă zică exact ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cum a ajuns să fie așa și așa mai departe, însă nu văd neapărat că această persoană. 2 secunde. Nu văd neapărat că această persoană să și se țină de faptul că își dorește să vorbească cu dumneavoastră. Pur și simplu se gândește foarte mult să vă trimită un mesaj, îl scrie, îl compune, la final nu-i place ceva și șterge pe tot și nu mai trimite nimic. Această persoană poate avea probleme cu anxietatea, cu somnul, poate fi într-o depresie, poate să fie pierdut pe cineva drag destul de curând. Bun. În afară de asta, această persoană cu eremitul și cu cartea din oracolul țigănesc, gând, zice că într-adevăr se gândește foarte, foarte, foarte mult, dar totodată este teamă că în momentul în care vă va trimite un mesaj, veți reacționa destul de urât. Mesajul până la urmă va veni și nu mai durează chiar atât de mult până să vină, sincer. Nu simt să fie chiar atât de îndepărtat aici. Cred că deja ați așteptat foarte mult și este pe cale să se rezolve toată această situație. Nu e moment să văd dacă reușesc să ajung la pachetul cu timp. Așa. Și să ne dăm seama eventual cam în cât timp vă contactează, pentru că aici îl simt foarte apropiat. Era de la un alt pachet. Opa! Bun. Între 7 și 11 zile. Deci, între 7 și 11 zile, această persoană vă va contacta într-un fel sau altul. E clar că e posibil ca la prima interacțiune să aveți o anumită discuție, însă ideea este ca dumneavoastră să vă așteptați la un mesaj cât de curând din partea acestei persoane. Nu are intenția să vă facă rău sau să vă supere, nu are intenții rele, nu văd să fie probleme, însă pur și simplu există o neclaritate în comunicare, există mesajul, deși se gândește foarte mult să vă dea un mesaj și tot compune și tot compune, mesajul final pe care îl va da va fi atunci când, de exemplu, nu mai poate, deja trebuie să schimbe ceva pentru că nu mai rezistă în starea asta și să rămâne atât de stagnantă situația voastră. Deci, deși se gândește atât de mult, mesajul va fi destul de stângaci scris pentru că va fi într-un moment de disperare. Bun. Sper să vă fie utile aceste etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!